Da, iubita, dar păi tot ce facem noi? Că ți-ai infectat acolo. Oh. Ce simți? Ce vezi acolo? Aici ai moale și e ok. Aici. Aici așa. Aici ai tăietura, e? Dragilor, astăzi e ziua cea mare, merem după Măriuca. Ni s-a făcut dor de ea. Și... și chiar ciudat fără. E ciudat fără biboliță la casă. Astăzi am împlinit o săptămână de când am lăsat-o la muntă și eu am mai fost pe la ea de vreo 3 ori s-o văd. A fost destul de interesant. Ea s-o integra bine că e între neamuri, dar e clar că este dor de noi. Așa că ne bucurăm astăzi să o aducem din nou. Dacă n-ați văzut video cum am adus-o la taur, vă arătăm acum câteva cadre. Haide! Hai, Dani! Hai, hai! Hai că mere la drum, n-ai mai fost atâta drum. De când te-am adus în satul ăsta. Trebuie să am grijă acum când vin primele mașini, sau când din frâu, să nu o să sperie. Traseul a fost destul de bine. Și la primele 3-4 mașini a fost chiar agitată, ca și cum era gata să fugă. O trebuie să o țin bine. Însă, la momentul când am ieșit din sat, adică după vreo 2 km, se liniștise, treceau mașinile pe lângă ea. Bivolița trebuie dusă la taur ca să se monteze și să avem lapte. Haideți să vedem cum decurge călătoria noastră înapoi spre casă. Îs vreo 5 km jumate, o să ne însoțească și copilașii ăștia doi. O să fie un pic de aventură. Nu copilașii ăștia doi, Victor Ninja. Victor Ninja și Sofia Prințesuca. Ei. Da, chiar, care e Măriuca? Nu-mi dau seama. E asta de aici neagră. Că... păi toate sunt negre. Nu, uite-te că asta e mai negricioasă. Dar tu de unde știi care e? Păi o cunosc de la distanță, pentru că e prietena mea. Bine, stai că o stric. Pe de altă parte știu că e mai păroasă și mai negricioasă. Bine, stai că o stric. Măriuca! Haide, ie! Nu vrei să vie. Merem până acolo la om că am zis că vreau să-l ajut cu ceva, are ceva lucru și o să-l ajut un pic și apoi o lăm pe Măriuca. Bine, eu mă joc pisic. Să vedem cum am ajunge la înțelegere cu omul ăsta că nu vrea să ne iei niciun ban. Nici nu știu cum să mă revanșez față de el pentru faptul că ne-a ajutat cu monta asta. Haide, ie! Hai, Măriuca! Haide, ie! Haide! Mă duc și eu. Te-ai cam încurcat, amu. Dă-i o parte, amu.
hai Măriu, haide, ie, ie. Știi tu că mergi acasă și nu vrei să vii, știi? Hai Măriuca, hai. Hai, ie, 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 ie. Hai. Ce voi cu? Și cum îți... Oh. Oh. Dar păi e mai de mult, înseamnă că... Eu am, nu m-am uitat spre ea cu 2 ore când am făcut pe aici la ea la picior. Dar e clar că o doare. În ceva cred că s-a agățat sau s-a înțepat în ceva. Sau s-a lovit. Hai grijă să nu te lovească, să nu dea înapoi să te lovească. Da, da, lasă jos. Da, da iubita, dar păi tot ce facem noi, că ți-ai infectat acolo. Oh. Eu îi suna după remorcă. Că nu pot merge așa 5 km. Nu pot. Mami dragă, dar ce ai putut? Și umflat are, uite ce umflat e. Cucurit aurul? Codul. Nu, mamă, eu mai înainte când m-am uitat la ea, numai la codă m-am uitat, știi? Uh-huh. Dar era acolo, aproape, împreună cu celelalte. Dar pe crezi că de atunci s-a fi tăiat? E posibil. Dar pe prea rău. Și parcă e infectat acolo și prea umflat. Acum, două, trei ore, se poate umfla, nu-mi dau seama ce e acolo. Ceva îi. Ce e, mamă? Merem acasă? Nu te rog. Dar ești pe acasă, Măriuca? Sigur, dară, Sofia, că avea crotalii. Ea are 125. Are același număr de crotaliu. Și uite că s-o porni la drum. Vrea să meargă spre casă. Și plus de asta, numai Măriuca putea să pățească ceva. Că asta nu-i de acasă. Poate că nu știu ea ceva, traseu sau ceva, s-a întâmplat. Nu, din păcate se întâmplă accidente, uite-te. Acum, nu avem ce face. O ducem acasă, să vină un tehnician să se uite la ea. Și nu cred că e ceva grav. O doare, e clar că o doare. O doare tare piciorul, dar nu-i nici foarte umflat, dacă te gândești bine. E umflat așa, cam... Sofia, văd că tu te-ai asortat cu Măriuca. Cât de cât? Te sui un pic pe ea? Nici când! Am sunat un vecin din sat și o să vină cu o remorcă să o ducem. Sperăm să ajungem cu bine, să o putem urca în remorcă. Din păcate, accidente se mai întâmplă. Mai ales când fuge taurul după tine. Așa e, Măriuca. Lasă că te ducem acasă acolo la caprele tale, la prietenile tale. Probabil o să-i dăm ceva antibiotic. Și... Cum se uită toate, uită-te-le. O să-și revină. Hai, Măriuca, că tu mânci iarba cea mai bună acum. Ia ce iarbă faină este aici. Dar nu ceva plante. Păi plante, că toate sunt plante. A, Măriuca! Dar nu trage stare de ea, că de-a ta doare piciorul. Vine în ritmul ei. Măriuca! Măriuca, hai tu! Hai!
Ia, hai mă. O, mai e o variantă, dacă o fugărit-o și-o montat-o și taur-o tot căutat-o și-o verificat-o, e posibil ca ea să se fie agitat și să fi fugit de el și în felul ăsta să se fie accidentat. E mâncat, văd că e mâncată, nu-i subtă, deci... Acum... Dacă vin oamenii ăștia cu remorca, ajunge mai ușor acasă, mai cu celeritate. Că odată am venit în aventură. Cine știe, poate luna viitoare mai face o tură. Dacă îi trece piciorul, ai trebuit să-i treacă, că nu-i ceva foarte grav. Păi nu-i rupt sau ceva, dar e... Nu-i o rană, s-a cățat în ceva. E așa, o turmă de diboli ar trebui la copiii ăștia, nu o diboliță. Ar trebui o turmă întreagă. De la Sofia nu m-a părui să cunoaște, că... Că nu-i diboliță. În rest, e... E diboliță și el, nu? Cred că se tem de tine, hai de acolo, să nu-i agităm. Oameni buni, am ajuns în sfârșit acasă. Am avut un pic de emoții pentru că în călătoria ei cu remorca ne-am îngrijorat să nu se accidenteze, să nu o doară mai rău piciorul, să nu, eu știu, să nu se accidenteze la curbe sau ceva. Însă ne bucurăm tare mult că am avut niște oameni de treabă de aici din sat care s-au lăsat lucrul lor și au venit și ne-au ajutat să o aducem pe Beata Măriuca acasă. De acum am dat-o cu spray, un pic de spray la picior și o să comunicăm cu un doctor să vedem dacă are nevoie și de antibiotic, o să luăm temperatura și vedem cum înaintăm de acolo. Dar ea pare să fie în stare bună, nu-i nemâncată, nu-i o rană foarte gravă. Mie mi se pare, dacă mă uit acum, ai putea zice că sus și desumflat. Hai să vezi. Prima dată când am văzut-o, nu-și punea piciorul jos deloc. Acum văd că aici nu mai e așa umflat și pare că e posibil să ne fi șocat pe noi mai degrabă, știi cum am văzut-o prima dată. Inflamat. Dar uite-te cum stă cu celălalt. Nu e aici, aici îi, clar că îi. Dar părea mai umflată sau ni s-a părut nouă la prima întâlnire mai umflată. Oameni buni, dacă încă vă uitați la acest video, am ajuns la final.
Măriuca o să ajungă la odihnă în adăpostul ei. Vă mulțumim mult pentru vizionare și așteptăm reacțiile voastre în comentarii, pentru că ăsta e un video, e un eveniment la care nu ne-am așteptat. Noi am mers cu gândul că o să o ducem tot așa cum am dus-o pe jos și uite că s-a întâmplat acest eveniment nefericit cu accidentul, însă ne bucurăm că am reușit să ajungem acasă cu bine. Scrieți-ne acolo în comentarii părerile voastre, dați-ne câte un like ca să ne încurajați să continuăm această aventură și așteptăm cu nerăbdare să bem lapte de bivoliță. Oamenii ăștia au zis că să-i chemăm și să-i anunțăm când avem lapte. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Ia că Măriuca să te duce. Cred că-i sete. Să văd ce face, se bagă în adăpost. Am o să aduce la baloții, ce arume, roade un pic de pe ei și... Să nu roadă de pe mărușul ăsta meu, că l-am mai rus odată caprele anul. Haide. Hai că tu știi drumul câtă casă, dobeata de tine, mă, că te dor tăte. Am uitat fi durând și celălalt picior. Hai că după ce trece de ăsta, mă duc să aduc termometre. Pentru oamenii de la oraș care nu știți cum să ia temperatura la animale, ia uite așa ca la bebeluș. Hop. -6, e cam mare. Mai ia o dată. 39,4. E destul de mărișoară, dar... Nu ba, mai uităm mâine. Îi, că deja 38 e 38,5 e normalul. Da, da, bivolul... No, poate cum o s-a agitat, cum i-a venit pe drum. Dar vrea să plece, cred că o doare. Ai strâns-o acolo? Da, am strâns-o un pic să văd ce se întâmplă. Dar nu pare de acum. Nu? Poate fi de câteva zile? Inflamația nu apare atât de rapid, de când ai făcut de dimineață până acum, de exemplu. E, cum nu? Vedem mâine cum evoluează, dar mi se pare că o scăzut acum. Dacă a început să pună piciorul pe ea și cum e acolo poziția să-i se spurgă afară, sperăm numai să nu-i fi rămas ceva acolo, dar nu cred. Ce simți? Ce vezi acolo? Aici ai moale și e ok. Aici. Aici așa. Aici ai tăitura, e? Eu... Pare să fie o înțepătură. Nu e o înțepătură, e o tăietură mai lungă? Nu, păi clar s-a înțepat în ceva și s-a tras. Știi? E o rană, nu? Da. Rotundă sau cu tăietură lângă? Trebuie să vii să te uiți tu? Spune-mi tu ce ai văzut. Păi e o formă ciudată.